Vreau să vă rog ceva. Țineți dumneavoastră minte, Antonio a avut aceeași cămașă, chiar îi spunea Maria, cămașa asta ai purtat-o atunci când te trăgeam eu de păr și mă iubeai tu în secret. Și el a spus da. La petrecerea aceea, când ei încă erau despărțiți și au stat la masă de vorbă în bucătărie și au venit apoi prin ringul de dans și Antonio a dansat cu anemona când purta blugia rupți. Mai țineți minte? Înainte de a merge ei să stea de vorbă, a fost melodia aia, dacă noi strălucim, să nu ne luați strălucirea. Și Antonio s-a așezat pe scările acelea unde dansează ei, s-a așezat în fund și se uita către ringul de dans, parcă plângea așa și eu tot vă întrebam, pe cine iubește Antonio de sta așa cătrănit acolo pe scările alea? Era melodia asta. Și el stătea în fund acolo pe scări și tot la fel, parcă plângea cu ochii așa, se uita către ringul de dans. În fine, eu m-am gândit că la Maria se uită. Și după au avut acea discuție la masa din casa băieților, dar acum când au pus-o iar, a făcut o față așa, nu știu cum, am pus filmulețul pe Instagram. Rugămintea mea la dumneavoastră este, dacă aveți acel filmuleț, să mi-l trimite și mie pe Insta, I am News Online. Este, nu știu, cred că acum 3-4 petreceri în urmă, când dansa el cu anemona, bine, la sfârșit a dansat dansul acela, știți dumneavoastră, și a vorbit cu Maria în bucătărie, înainte de asta a fost acel moment.